Modificările biologice la nivel genetic au apărut odată cu primele forme de viață, astfel că ceea ce numim astăzi cancer, acele transformări apărute la nivelul celulei și materialului genetic, au existat la ființa umană de când a apărut pe Pământ. Istoria apariției primelor forme de cancer este foarte lungă și veche, însă frecvența întâlnită la nivel mondial, din ce în ce mai mare, ne determină să spunem că această boală, cancerul, este boala a secolului 21. Se estimează că până în 2030 va depăși bolile cardiovasculare, care dețin încă numărul 1 în topul afecțiunilor ucigătoare. Deși medicina, știința în general, a evoluat foarte mult, atât teoretic cât și practic, această boală milenară încă ne pune mari probleme terapeutice. Din nefericire, boala oncologică este extrem de complexă și este foarte greu de descifrat, mai ales apariția ei, dar și evoluția la fiecare individ. Pentru că fiecare ființă este unică și boala care îl afectează este unică. De aceea, întotdeauna se recomandă terapia anticancer personalizată. Știința și tehnologia a evoluat și evoluează cu rapiditate, însă nu face față în lupta contra acestei boli. În prezent, oamenii de știință din toate domeniile de vârf se străduiesc să descopere și să dezvolte tehnologii cât mai performante de diagnostic, de la nivel celular și de tratament metabolic sanguin până la imagistică cât mai detaliată, radioterapie, imunoterapie, nanoparticule și substanțe biochimice. Încercăm să găsim răspunsuri la niște întrebări fundamentale de biologie și e foarte dificil să obții răspunsul respectiv. De cele mai multe ori face experimente care eșuează și e foarte ușor să fii dezamăgit, să-ți pierzi speranța, dar fără persistență, deci uneori când ești... Când îți merge mai rău, atunci trebuie să lucrezi și mai... E tentant să abandonezi în momentul în care lucrurile îți merg rău, dar, de fapt, e cu atât mai important când lucrurile îți merg rău să lucrezi și mai mult în direcția propusă. Noi, ca și radiologi, putem face o deosebire incredibilă în diagnosticul pacienților, în când îi ajutăm dacă au progresat sau au răspuns la terapie, dacă există anumite leziuni care poate le dau mai multă durere decât clinicienii s-ar gândi. Îi putem ajuta pe clinicien să facă o hartă a problemelor pe care un pacient cu cancer le poate avea. În momentul nostru de acum este momentul în care vorbim despre medicina personalizată, medicina care se adresează pacientului decât grupului de pacienți. Imagistica are din nou o importanță majoră pentru că radiologii intervenționali pot să biopsieze leziunea care poate să-i ajute pe oncologi să le dea tratamentul potrivit. Imagistica le poate explica de ce este cancerul heterogenies, de ce anumite leziuni răspund, de ce anumite leziuni nu răspund și putem să învățăm împreună cu medicina moleculară și împreună cu genetica să aducem oncologia un pas mai departe și pacienții cu cancer să trăiască mult mai mult și să facem cancerul o boală cronică decât o boală cu un destin incredibil de trist. Învățăm și vreau să vă spun că din toate prezentările lor am învățat și parte clinică, din păcate partea de cercetare nouă ne lipsește. Sigur că am reușit să facem niște colaborări cu colegii din afară, Centrul de Cercetare Medicală Translațională de la Institutul Clinic Fondeni, condus de domn profesor Irinel Popescu și Simona Dima, a reușit să realizeze niște contacte cu colegii care au venit la acest simpozion. Dumitru Iacobaș, Irina Matei și bănuiesc că din acestea vor avea și pacienții noștri de beneficiat. Noi lucrăm acum la caracterizarea celulelor canceroase de tip STEM,
și încercăm să găsim noi terapii care pot să le elimine ca să ducă la o, și sperăm că asta să ducă la o cură a pacienților cu cancer de ovar. Noile cercetări din laboratorul meu se referă în principal la folosirea medicamentelor care modifică codul epigenetic pentru a elimina cancerul de ovar. Asta am făcut și în laborator și în studii clinice. Peste tot în lume se fac eforturi mai ales în prevenția cancerului prin dezvoltarea tehnologică, științifică și profesională de screening, identificare și diagnostic, de vaccinare, de control, de îmbunătățire alimentației sănătoase și activității fizice și, în final, de obținere a unui stil de viață sănătos.